Ei, tare sunt curioasă să vă știu părerea dumneavoastră privind situația celor două doamne. Cu cine țineți și cine credeți dumneavoastră că are dreptate în acest scandal? Aș fi tare curioasă să vă cunosc părerea. Mie, de fapt, nu-mi plac niciuna dintre cele două doamne. Vă spun cinstit, doamna Caterina este o cârcotașă, așa și o instigatoare. Bagă bățul pe acolo pe unde simte ea că este nevoia. Doamna Paula, la fel, este o doamnă care se victimizează foarte mult, dar în conflictul acesta, sincer, parcă am ținut un pic cu doamna Paula pentru că am văzut-o că plângea foarte tare. În fine, chiar mi-aș dori să vă cunosc părerea și să vă știu cam ce credeți despre acest subiect. Oricum, acest subiect continuă și o să continue până când se va termina sezonul. Mă gândeam la doamna Paula ce spunea că i-a convenit foarte mult atunci când a venit și s-a înscris la această emisiune, că dânsa acasă nu își permitea 2 milioane să mănânce săptămânal. Și că, din păcate, nu a putut să se bucure de acest venit din cauza doamnei Caterina. Da? Mă mai gândeam la faptul că doamna Paula a spus că toată lumea afară vorbește negativ despre dânsa și că știe dânsa, sigur. Eu cred că asta i-a spus-o Damaris atunci când a venit în casă. I-a spus că este privită foarte rău afară, că datorită comentariilor și discuțiilor. Doamna Ecaterina, aș fi tare curioasă să vă știu părerea, deci nu vă mai rețin, vă aștept în comentarii.